stau alături de noi doi istorici și scriitori câmpineni din generații diferite, sclipitori amândoi. Sunt oameni care zi de zi contribuie la creșterea gradului de cultură autentică din acest oraș. Întotdeauna m-am simțit onorată când m-am aflat în preajma lor, așa mă simt și acum. Codrus Constantinescu și Alin Ciupală. Domnul Alin Ciupală, cetățean de onoare al municipiului Câmpina. Domnul Codrus Constantinescu, cu siguranță viitor cetățean de onoare al municipiului Câmpina. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. E dreptul, n-aș mai plăti impozite, se pare, dacă aș fi cetățean de onoare al municipiului Câmpina, dar mai este dreptul. Câmpina, da, atunci înseamnă că nu se discriminează nici în Câmpina, ceea ce este foarte bine. Am deja. Vă mulțumesc mult foarte mult pentru invitația de a participa la acest eveniment. Sunt realmente emoționat, având în vedere că atât de multă lume participă și este interesată de acest eveniment foarte interesant, multidisciplinar, am putea spune, având în vedere că reunește și istorici, reunește partea aceasta muzicală, de aceea este, cred că este foarte, a fost o capcană din partea Cristinei faptul că m-am pus după acest moment artistic fabulos. Inițial am crezut că este Mircea Cărtărescu prezent aici și lansează o carte, dar se pare că m-am înșelat. Despre regina Elisabeta va vorbi pe larg prietenul nostru și istoricul Alin Ciupală, care a fost și muzeograf la Muzeul Peleș două decenii sau trei decenii, deci foarte mult. Expertiza lui în materie de casă regală, de istoria casei regale este extraordinară și nu m-aș aventura pe acest teren pe care domnia sa îl stăpânește foarte mult. Vreau să subliniez că sunt într-o multiplă calitate aici, atât de scriitor și istoric, cât și de anfitrion al Seratelor Culturale Elstar fiind unul dintre partenerii acestui eveniment, dar în același timp reprezint și una dintre cele mai vechi instituții din județul Prahova, prefectura Prahova. Din păcate, doamna prefectă nu a putut să ajungă, având în vedere că sunt multe alte evenimente, după cum bine știți, care se organizează în zilele acestea. Aș aminti un episod interesant din sfârșitul domniei regelui Carol I, mai puțin cunoscut, dacă nu chiar foarte puțin cunoscut. Regina Elisabeta a avut un nepot de frate care se numea Wilhelm de Witt și l-a propus în anul 1914 marilor puteri pentru a deveni regele Albaniei. Marile puteri au fost de acord, Albania și dobândise independența în 1912 în urma unor evenimente sângeroase. După 1912 au avut loc și cele două război balcanice, între 1912 și 1913, primul război balcanic, care au pus țările creștine din Balcani împotriva Imperiului Otoman, iar ulterior țările creștine, cum se știe, nu s-au înțeles deloc asupra prăzii și s-au repezit una asupra celelalte. Bulgaria intră în război împotriva Serbiei și Greciei pentru a împărți în principal Macedonia. În acest context a intrat și România în acest al doilea război balcanic și se știe că în urma înaintării triumfătoare și fără prea mare primejdie în nordul Bulgariei, România a dobândit cele două județe din sudul Dobrogei, care au format catrilaterul, pierdute ulterior în 1940, dar care acum sunt străbătute de către turiștii români care merg pe litoralul bulgăresc la celebrul Olei Crusii bulgăresc. În acest context, Carol I a promovat o politică balcanică și cu acordul puterilor centrale, având în vedere că România era parte acestei alianțe militare, ulterior schimbând tabele în 1916 și intrând de partea Antantei, astfel reușind să realizăm România Mare. Dacă am fi fost de partea puterilor centrale, evident că nu am fi reușit acest lucru. Însă Carol I și regina Elisabeta au promovat candidatura lui Wilhelm de Witt, casa regală de Witt, marilor puteri, iar Wilhelm de Witt împreună cu soția sa Sofia au ajuns în martie 1914 la Turas sau Turazzo, un port în Albania, care a fost și capitala Albaniei, pentru a deveni primul rege albanez. Era o modă în perioada aceea, în anii 1950-1960, și multe state balcanice, aproape toate, au cunoscut case regale de origine germanică. Cea mai importantă a fost, evident, cea din România, dar au fost case regale cu origine germană și în Bulgaria și în Grecia.
Însă aventura albaneză a nepotului reginei Elisabeta s-a sfârșit destul de prost, pentru că în septembrie 1914 a fost nevoit să părăsească tronul Albaniei, Albania fiind cuprinsă de conflicte, fiind o pradă a gherilor sârbești în nord, grecești în sud și a foștilor funcționari, foștilor demnitari otomani care doreau în continuare să păstreze Albania în sfera de influență a Imperiului Otoman. Știm că albanezii au fost poate cei mai cooperanți cu ocupanții otomani, mulți dintre ei adoptând și islamul. Pentru personalitatea reginei Elisabeta, las pe Alin Ciupală să dezvolte. Eu aș vrea doar să subliniez că este un eveniment extraordinar și aș încuraja ca toți câmpinenii plecați peste mări și țări, care de regulă se întorc la 2-3 ani, odată să-și viziteze părinți, să contribuie mai mult la, atât la viața culturală a orașului nostru, cât și la viața economică, pentru că avem mare, mare, mare nevoie de acest aport, de această știință și o felicit pe doamna Delia Lază, pentru că a ales și Câmpina să prezinte această colecție, care am spus că a avut un succes chiar internațional, ceea ce este lăudabil. Câmpinenii, știm foarte bine, au foarte mult talent și pot dovedi că sunt cetățeni chiar ai întregii lumi, adaptându-se foarte bine. La un moment dat, și cu asta termin, chiar am avut intenția de a edita un volum cu experiențele exilaților câmpineni din Canada, din Statele Unite ale Americii, din Europa Occidentală. Făcusem o grilă cu niște întrebări. Mă interesa nostalgia pe care o aveau și o au în continuare acești câmpineni față locul natal. Am trimis această propunere, pentru că nu vreau să scriu eu, pentru că eu sunt câmpinan și locuiesc în Câmpina de 40 de ani. Nu am această percepție. Vreau să descoper cum se raportează cei plecați în Occident și în Americi la locul natal. Am trimis, evident, prin Facebook această propunere mai multor cunoscuți, colegi de generație. Le oferisem și corporatist un deadline, cum se numește acum, pentru a primi răspunsul la acel set de întrebări. Din nefericire, când s-a apropiat și s-a depășit deadline-ul, n-am primit niciun răspuns, astfel încât ideea a rămas, s-a născut moartă. Eu ofer, dacă altcineva dorește să o preia și să o materializeze, cu mare drag. Despre regina Elisabeta, rog pe profesorul istoricul, câmpineanul de multe generații, Alin Ciupală, să ne introducă în viața tumultoasă și plină de realizări a reginei Elisabeta. În primul rând, din ce s-a pomenit că am intrat la Peleș, vreau să mulțumesc primăriei Câmpina că în anul jubiliar, anul trecut, m-a ajutat să public o lucrare monumentală, Peleșul, simbolul egalității, o lucrare care m-a surprins ce bine a fost primită de public. Eu am amplă monografie a castelului, dar și o cronică a familiei regale de la Carol I până la plecarea regelui Mihai. Am amintit de acest lucru pentru că tot cu sprijinul primăriei, anul ăsta, peste puțin, peste câteva săptămâni, o să apară tot așa o lucrare monumentală, Câmpina pe vremea bunicilor noștri, cu aceste imagini, care toate sunt din colecția mea și niciodată nu găsesc precizat de unde vin aceste imagini, și o să vă încânte și cartea aceasta de amintiri. Și acum, ca să trecem la subiect, lucrând la Peleș, am participat la mai multe evenimente majore. Era o perioadă când mișcarea regalistă era foarte activă, în fiecare an era și un partid monarhist, Partidul Liberal Monarhist, condus de un istoric remarcabil, Dan Cernovodeanu, care a stat 17 ani în închisorile comuniste. Veneau de 10 mai la Peleș și împreună organizam acțiuni de mare răsunet. În diferite ocazii am făcut și expoziții. V-am adus și dumneavoastră câteva exponate din aceste expoziții, câteva imagini de la 25 de ani, aniversarea domniei lui Carol și a Elisabetei. Sunt interesante pentru că ne arată și costumele de epocă. Suntem la un eveniment modern legat de modă. Uitați, toaleta reginei la serbarea de 25 de ani. Ca să meargă mai repede, pentru că am un timp limitat, dintr-un catalog redactat când sărbam 155 de ani de la nașterea reginei poete Carmen Silva, am făcut un catalog cu obiecte mai rare din Peleș care au aparținut reginei. Și din prefața catalogului am să vă citesc un fragment de biografie ca să o cunoașteți mai bine. Regina Elisabeta are un fel de handicap. A umbrit-o, mai ales în anul ăsta centenar al Marii Uniri, Regina Maria, care și ea a fost o personalitate uriașă. Și într-un fel, Elisabeta a ajuns într-un cont de umbră și nu e atât de cunoscută. De Regina Maria, toată lumea poate să spună că s-a încoronat, că a fost Regina României Mari, că a fost mama răniților.
că a avut o contribuție fundamentală la florirea României Mari. De Elisabeta să știu mai puține lucruri și sper să vă le transmit acum. Am folosit ca motto o deviză a reginei Elisabeta. Nu-i decât o fericire, datoria. Nu-i decât o consolare, munca. Nu-i decât o bucurie, frumosul. Regina Elisabeta României s-a născut la 29 decembrie 1843 în castelul Neuwied, ca fiica principului Herman de Wied și a principesei Maria din ilustra familie olandeză Nassau-Orania. Vreau să vă spun că regina a avut o cameră memorială în Muzeul Național Olandez, în Muzeul de Istorie. Era până acum câțiva ani, încă se putea vizita o cameră memorială a acestei regine poete, pe care olandezii o prețuiau mult pentru că avea jumătate din sânge olandez. Domnitorul Caron a spus: această zi este cea mai fericită zi din viața mea, căci m-a făcut să-mi găsesc o soție care mă va ajuta cu dragoste și devotament să îndeplinesc în alta misiune ce mi-a încredințat o întreagă națiune. În anul 1873 a avut durerea să-și piardă unicul copil, prințesa Marioara, pierdere care o va marca pentru toată viața. Între amintirile ei am găsit o frază: plecai în lumea depărtată, depărtată, pe un tron izolat, în vârtejul muncii grele, apoi fui mamă și apoi, în noaptea aceea pentru mine pe pământ, s-a făcut noapte și zi nu mai va fi niciodată.